ziua, Andrei Severin. Bună ziua. Mulțumesc cel care a pus bazele CAHM Europe SA în Prahova. Mulțumesc mult că ai acceptat să stai de vorbă cu noi pentru campania Antreprenori de Succes. Cu mare drag, sincer, lucrul care m-a provocat a spus că mi-a spus că ar trebui să fim dați totuși ca exemplu și chiar dacă nu e cel mai oportun moment pentru noi, cred că trebuie să inspire și pe alții. Și eu, la rândul meu, am fost inspirat de alți antreprenori și este important pentru noua generație. Da, noi la Observatorul Prahovean tocmai de asta am demarat campania, pentru că sunt foarte mulți tineri care au impresia că la noi nu se întâmplă nimic. Și atunci trebuie să arătăm că se poate, că sunt afaceri de succes în Prahova și brandul Sens este în toate magazinele și trebuie să mai spunem că CAHM este principalul producător de cosmetice pentru industria hotelieră. Da. Și chiar nu sunt mulți care știu asta. Într-adevăr, pentru că noi suntem într-o nișă, nu eram prezenți până în 2020 pe mass market către business to consumer, eram doar în zona aceasta de business to business și încercam să ne facem treaba cât se poate de bine acolo, iar la sfârșitul zilei consumul în Europa, în europeană de fapt pe zi, este echivalentul consumului în România într-un an întreg. Așadar, ne-am orientat forțele să cucerim un pic din această plapă mai mare și să nu ne limităm doar la România. Ia, povestește-ne și nouă cum ai început. Cu mult greu, cu multă trudă și cu puține resurse. Țin minte că discutăm de o sumă de $3,830 de care dispuneam la momentul inițierii acestui business. Toată lumea are impresia că să începi o afacere îți trebuie foarte mulți bani. Și mărturisesc, în momentul în care, înainte de interviu, mi-ai spus că ai început cu 3800 de euro, nu te-am crezut. Dolari, te rog. Dolari, pardon, da. Da. Și când, de fapt, în primul rând? În 2009 am luat-o pe acest drum. Trebuie să ai un țel, cred că asta e cel mai important, să visezi la un scop și atunci poți să o iei pe un drum. Țin minte că timp de 6 luni de zile nu am vândut niciun produs, cu toate că încercasem să fac o mică gamă, să fac un mic brand. Din punct de vedere al marketingului nu înțelegeam mare lucru la momentul respectiv, dar eram hotărât, așa ca un cutter, dacă îmi permiți comparația. Și cred că perseverența este cea mai importantă în business, să știi exact unde vrei să ajungi. În 2017 mi-am atins scopul, am semnat cu cei de la Hilton, am devenit furnizori oficial pentru ei și a fost un an în care încercam să mă regăsesc, să-mi propun să am o nouă viziune. Cum, de când ai pătruns și pe partea de retail, că voi nu faceți numai pentru hoteluri, pentru industria Horeca, știu că ați intrat și în lanțurile de magazine. Da. În 2020, odată cu pandemia, noi probabil că am fost unii din primii care am simțit această schimbare în consum și faptul că s-au închis hotelurile ne-a afectat. Eram 54 de oameni la acel moment și noi ne pregăteam de un sezon care speram să fie foarte bun, dar lucrurile s-au întâmplat și atunci, cu toate că eram curtat, să spun așa, înainte de anumite lanțuri de magazine să furnizăm și pentru ei, aveam producția planificată pe 30 sau 60 de zile chiar înainte. Fabrica era mult mai micuță decât ceea ce avem în ziua de astăzi. Aveam doar 1100 de metri pătrați cu tot cu partea de birouri. Și acum aveți? 6500 de metri pătrați de producție și depozitare, din care 2500 sunt pe partea de depozitare și restul e partea de producție. Și acum putem onora și acest segment. Chiar dacă făceam produse de cosmetice, erau în general miniaturi și acum putem face și produse mai mari. Am văzut că voi sunteți foarte preocupați de partea asta de reciclare, de biodegradabil, prietenos cu natura.
Iarăși, puțină lume știe și în industria asta trebuie să recunoaștem că e un trend, dar doar în ultima vreme. Deci, ce ați reușit să faceți până acum? Cred că în 2012 a fost prima gamă botanică care avea ca valori această idee de biodegradabilitate și de a merge cât mai mult spre natură. Iar cred că proiectul cel mai interesant care ne-a motivat să mergem mai departe a fost cu un laborator de cercetare din Oslo, din Norvegia, în 2016, când ne-au cerut să facem produse pentru generația următoare, care să facă, de fapt, obiceiuri bune următoarei generații. Era vorba de un săpun solid sau lichid care să se dizolve în 30 de secunde în mâini. Partea aceasta de spălare trebuie să aibă un timp mai lung de contact, adică o spălare optimă se face între 20 și 30 de secunde și ei își doreau să facă un obicei bun copiilor atunci când vor deveni adulți să rămână cu acest obicei. Ce ne-a schimbat total modul în care vedem lucrurile în ziua de astăzi este exact acest impact și cât de important este să gândești pentru oameni în profunzime și să vezi cu ce poți contribui. Astăzi, în 2024, la începutul anului, am spus că tot ceea ce își dorește compania CHM și inclusiv prin brandurile noastre este să aibă un impact bun asupra societății și asupra oamenilor. Atât cât putem noi și cât putem face. Și ca branduri, Sens este cel mai cunoscut, dar știu că ați dezvoltat în ultimii ani mai multe. Da, într-adevăr, Sens este lider de piață pe zona de cosmetică hotelieră și acum este disponibil și în zona de retail cu niște formulări premiate în 2022 și 2023. Este încurajator pentru noi să vedem că o companie românească poate să ia astfel de premii și să inoveze într-o industrie care are jucători extrem de mari. Și tindem să credem că ceea ce am reușit să facem în acest segment de retail în timpul limitat pe care l-am avut la dispoziție este extraordinar, pentru că atâta timp cât cineva a încercat un produs de la noi, am și reușit să-l fidelizăm. Cum vezi evoluția în viitor? Ce planuri aveți? Este cred că una dintre întrebările mele preferate. Suntem extrem de încrezători, în primul rând pentru că lucrăm la niște tehnologii de vârf pe care alții au încercat să le dezvolte, dar s-au oprit în decursul anilor pentru că li s-a părut extrem de dificil sau foarte costisitor. Avem în echipă oameni extraordinari și pe această cale țin să le mulțumesc, pentru că rar reușește o companie să strângă atât de multe valori în jurul ei. Aș spune că fundamental pentru noi este acest impact asupra societății și tot ceea ce înseamnă partea de biodegradabilitate este extrem de importantă pentru noi și inclusiv zona aceasta de obiceiuri bune pentru spălare încercăm să devină unul dintre lucrurile pe care să le atingem în viitor. Am văzut că inclusiv partea de producție încercați să eliminați acele etichete, ați adus pentru imprimarea ambalajelor cu vopsea. Sens față de celelalte branduri, față de majoritatea brandurilor, folosește un material BioPET care are în compoziție resurse venite din plante și totodată încercăm să eliminăm partea de etichetare, să imprimăm direct pe flacon. Cu vopsea non-toxică care se folosește în mod normal la jucăriile de lemn pentru copii. Chiar fiul meu cel mijlociu a testat-o și nu mi-a spus că e gustoasă, dar nici reacții adverse nu au fost.
Da, am văzut că puneți, recunosc, am fost impresionată de turul fabricii. Deci nu mă așteptam în Prahova și puțină lume știe că avem așa ceva, așa ceva în Prahova, atât de complex. Câți angajați aveți în momentul de față? Mulțumesc pentru aprecieri. Repet, nu este doar meritul meu, este o întreagă echipă în jurul de echipă de conducere și este și meritul lor. Suntem în momentul de față 80 de persoane sau un pic peste 80 de persoane. Suntem mândri că generăm aceste locuri de muncă și cred că suntem una dintre cele mai competitive companii și dinamice în ceea ce înseamnă selecția oamenilor. În ce sens? Aș spune că aplicând cunoștințele oamenilor pe care această companie le are, orice companie ar putea evolua mult mai rapid în orice domeniu. Am înțeles. Am văzut partea de laborator. Voi faceți teste foarte multe înainte de lansarea produselor. Aveți chimiști, aveți oameni de mare valoare care garantează perfecțiunea, pot să spun? Este greu în zona aceasta să atingi perfecțiunea. Hai să spunem un standard foarte ridicat. În primul rând, cred că una dintre valorile noastre de bază este responsabilitatea, pentru că suntem o companie pentru oameni și atunci, fără să existe un respect extraordinar față de semeni, nu putem să ajungem mai departe cu această companie. Spun mereu și în cursul negocierilor că din această fabrică nu vor ieși non-săpunuri sau săpunuri care sunt sub un anumit standard. Și totodată facem tot ce putem pentru a asigura un nivel de calitate extrem de ridicat. Chiar dacă în buget lucrul ăsta este extrem de costisitor, dar nu poți reprezenta interesele oamenilor sau omenirii fără să ai astfel de valori. Corect, așa e. Și sunt puțini care gândesc așa. Recunoaștem. Zim, ai trei copii. Mi-ai mărturisit că ai trei copii. Cum se împacă viața de familie cu cea de antreprenor? E o întrebare pe care trebuie să o adresez soției. Ei trebuie să-i mulțumesc că mă acceptă și mie încă suntem într-o relație foarte frumoasă și încercăm să-i creștem cât putem de bine pe cei trei. Este o relație complicată pentru că toată lumea își dorește mai mult timp și atunci ceea ce facem în general este destul de complex, cum menționai tu mai devreme. Am reținut din tot ce am văzut în fabrică, pentru tine, pentru voi, contează foarte mult partea asta bio, partea asta de natură, de om, de reciclare. Ai o afacere, ai dezvoltat o afacere mare și cu toate astea, acum ai pus bazele și unei noi afaceri. Nu-i așa? Da. Ai trecut de la cosmetice la piață. Cum ai trecut de la sens? De la cosmetice la piața artizante. Cred că în viața oricărui antreprenor, la un moment dat, există tendința asta de a observa ce se întâmplă dincolo de granițele țării și atât timp cât noi am reușit în sens să aducem foarte multe valori europene și de aceea să fim și competitivi și respectați, eu spun, de întreaga industrie în ceea ce facem, cel puțin în domeniul hotelier, am reușit să ne urcăm așa pe acest podium, să măcar să le câștigăm respectul, chiar dacă nu suntem poate la nivelul companiilor care au zeci de ani de vechime din Italia sau din Franța. Ne dorim să aducem aceste valori și în alte industrii, iar modelul de piață este întâlnit în Europa de Vest, atât în Copenhaga, cât și în Barcelona sau în Lisabona. În toate aceste țări este o normalitate. Orice sătuc mic din Italia are o piață unde comunitatea se strânge, se adună, își petrec timpul
discută ceea ce se întâmplă în comunitate și cred că plecând de aceleași valori ale oamenilor am demarat și acest proiect de piață artizante. Și piața în sine, practic tu acolo ai încercat să strângi tot așa oameni care vin cu produse naturale? Cred că unul dintre lucrurile care m-au motivat întotdeauna, țin minte, făceam sport în clasele 5-8, am făcut sport și era un teren pe care trebuia să îl înconjurăm întotdeauna, să alergăm și spuneam că pot sta pe locul 2-3 ture și 3 sferturi, dar să termin primul. Cred că există așa în spiritul oricărui om care a făcut sport, zona aceasta de competitivitate și de excelență. Și atunci, chiar dacă fizicul nu mă ajută în ziua de astăzi, nu mai sunt la același nivel, dar am încercat să adun în jurul pieței artizante excelență. Adică este un proiect în care fiecare dintre artizanii aflați acolo ar fi putut avea un magazin de sine stătător sau ar fi putut avea un restaurant sau o brutărie sau o cafenea și acești oameni să reușească pe cont propriu oriunde s-ar afla. Ce am adunat acolo este o echipă foarte frumoasă, sunt niște artizani care au ceva de spus și sunt total diferiți față de ceea ce găsim în momentul de față în comerț. Este un, să spun așa, este un blue ocean pe care, dacă îmi permiteți, sper să îmi iau această titulatură că l-am creat. Și avem în momentul de față cereri și de franciză și din alte orașe. Avem și fonduri de investiții care sunt extrem de interesate să dezvoltăm acest concept și în alte părți. Am înțeles, și cu artizante. Deci mergem pe cât mai natural, atât la sens, cât și la piață. Într-adevăr, este față de zona aceasta de cosmetică, interesul oamenilor în legat de consumul în zona alimentară este mult mai ridicat, aș spune chiar exponențial față de această zonă de cosmetice în care activăm de atâția ani. Și probabil că nu aș fi fost la acest interviu dacă nu aș fi făcut și piața artizantă. Nu, eu sunt de părere că lumea chiar trebuie să afle că se pot face afaceri frumoase în Prahova, cu interes pentru oameni și, să zic, sper să ne mai vedem și cu alte ocazii. Dacă toți suntem în zona aceasta de tineri antreprenori, cred că, dacă îmi permit să dau așa un sfat, este să-și păstreze modestia și umanitatea pe tot parcursul vieții, pentru că lucrurile acestea vor ajuta să meargă mai departe și să aibă ușii deschise în permanență și să țintească cât mai sus, să fie perseverenți. Cei care sunt, dar cei care vor să facă o afacere, ce pot să le spun? Vor să se apuce, sunt la început. Să-și urmărească foarte bine, să știe unde își doresc să ajungă și să nu se abată de la drumul acela. Probabil că și pentru mine în cariera aceasta de antreprenor au fost mai multe drumuri, dar în momentul în care am mers pe calea spre scop a fost cheia succesului, să zic așa. Bun, mulțumesc, Andrei Severin. Cu mare drag. Am stat de vorbă, am aflat povestea fabricii de cosmetice din Prahova Băicoi și piața artizante pe lângă ea. Ne vedem și cu altă ocazie, mai stăm de vorbă, succes mult și mare drag. Mulțumim! Mulțumesc și eu!